Salutare, dragilor! Astăzi vreau să fac al doilea clip din seria greșelilor mele pe care le-am făcut în cripto, pentru ca voi să nu faceți la fel. Dacă mi-amintesc bine, în 2017 am cumpărat 1,43 Bitcoin. Și în loc să îl țin și să-l vând în decembrie l-am pus la minat pe Hashflare. Am vrut să minez mai mult Bitcoin. Și am vrut să minez și Bitcoin, am vrut să minez și Ethereum. Mă rog, cu contractele pe Ethereum, că alea mi-au făcut niște Ethereum, dar Bitcoinul, la un moment dat, în 2018, când a scăzut prețul, cei de la Hashflare au zis că gata, nu mai e rentabil să minezi Bitcoin și au închis minatul de Bitcoin pentru câteva luni. Eu am rămas cu Bitcoinul plătit și nu mi-am minat nimic. Da? Deci dacă ai Bitcoin, trebuie să înveți să numeri până la 4. 1, 2, 3, 4. Acum băbește că la clasa 1 sunt ciclurile de 4 ani pe care Bitcoin până acum le-a respectat cu sfințenie. Da? Am avut bull run în 2013, 2017, 2021. Ce urmează? 2025. Deci trebuie să înveți frumos, să acumulezi 2022-2023 și poate și la început de 2024 o să vedem cum o să stăm cu prețurile. În 2025 nu ezita, vinde. Asta am greșit de foarte multe ori. N-am vândut tot nici în 2021. Deci în 2021 am luat destul de frumos profituri. Trebuia să iau mai agresiv și mai mult. În noiembrie, când soția mea a zis să vând tot, din păcate n-am ascultat-o și am greșit. Ok, haideți un pic mai aproape să ne uităm un pic la graficul de Bitcoin. Da? Noi suntem acum aici pe la 19.200. Dacă ne uităm frumos pe grafic, următoarea zonă de suport puternic e undeva pe la 12.000, care s-ar putea să nu țină. Și de acolo să mergem frumos pe la 9300, avem următoarea zonă de suport puternic, care dacă se rupe, eu zic că e game over. Deci, asta ar trebui să țină, pe la 9300. Dar asta depinde foarte mult de cum o să evolueze și condițiile economice. Da? Pregătiți cash-ul, nu săriți cu toți cash-ul, cu toți banii deodată. Și aveți răbdare. Asta e cea mai importantă parte în călătoria noastră în cripto. Nu vă grăbiți. Nu vă grăbiți nici să cumpărați, nu vă grăbiți nici să vindeți. Eu am făcut greșeala și să vând prea repede. Am vândut 45 de Ethereum în decembrie 2020. N-am știut să număr până la 4. 2017, 2018, 2019, 2020. 3. Până la 4, 2021 era 4. N-am știut să număr. Înțelegi? Rookie mistake. Nu faceți ca mine. Învățați din greșelile mele. Ok? Să aveți o duminică frumoasă, un weekend frumos. Ciao, ciao!